În evidențele Agenției pentru Ocuparea Forței de Muncă Sălaj sunt în prezent 148 de locuri de muncă vacante. Cele mai multe posturi vacante sunt în servicii, în număr de 88. Se caută mecanici auto, muncitori necalificați, șoferi, electricieni și zidari. În industria confecțiilor sunt în total 29 de locuri de muncă vacante, dintre care 16 pentru muncitori necalificați și 13 pentru confecționeri. În industria alimentară sunt 15 posturi vacante, 4 în industria lemnului și 3 în construcții. Majoritatea posturilor sunt pentru persoane cu studii medii, iar pentru cei cu studii superioare sunt 7 posturi de inginer și unul de contabil.